Rugăciunea Tatăl nostru, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șasea. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat rugăciunea Tatăl nostru atunci când a rostit predica de pe munte și o putem găsi în Evanghelii. Dacă mergem la locurile sfinte, în Israel, pe muntele Eleonului, găsim o mănăstire unde este scrisă această rugăciune în toate limbile pământului, exact așa cum puteți vedea în imagini. Bineînțeles că există și rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Iată această rugăciune. Rugăciunea începe cu o invocare, cu o strigare către Dumnezeu, numindu-L Tată. Dar nu spunem Tatăl meu, ci spunem Tatăl nostru, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă încă o dată să ne rugăm unii pentru alții. Invocarea continuă cu precizarea locului unde este Dumnezeul cel adevărat, care este în ceruri. Aceste cuvinte ne ajută să ne concentrăm la rugăciune, să ne înălțăm mintea la Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru are 7 cereri speciale. Prima cerere din rugăciune este sfințească-se numele Tău și ne arată că numele Tatălui se sfințește de către noi atunci când noi săvârșim fapte bune, avem o viață curată și ascultăm de Dumnezeu. Vie împărăția Ta este cea de a doua cerere prin care ne dorim ca Dumnezeu să împărățească peste noi, împărăția Lui să fie printre noi și în sufletele noastre. Facă-se voia Ta precum în ceruri așa și pe pământ. Cerem acum ajutorul ca să împlinim voia Lui, tot așa cum îngerii împlinesc voia Lui în ceruri, pentru ca să dispară de aici toată răutatea, necazurile, să fie numai adevărul, bunătatea, iubirea, adică să nu mai fie nicio deosebire între pământ și cer. Prin pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Noi, de fapt, spunem, dă-ne tot ce ne trebuie pentru întreținerea vieții trupești și sufletești. Cuvântul pâine cuprinde toate cele necesare acestei vieți pământești, dar cuprinde și pâine pentru suflet, adică cuvântul lui Dumnezeu, adică cunoașterea și înțelegerea învățăturilor date de Dumnezeu și, bineînțeles, împărtășania. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Prin această cerere, noi recunoaștem în fața lui Dumnezeu că facem greșeli și cerem iertare. Dar există o condiție necesară dobândirii iertării, să iertăm și noi celor care ne-au greșit. Și nu ne duce pe noi în ispită. Ne rugăm ca prin ajutorul primit cu ajutorul Harului Divin, să ne sprijine în încercările care pot deveni mai puternice decât noi. Cine izbăvește de cel rău? Prin această ultimă cerere ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de tot rău, de păcat, de toată răutatea. Amin. Cuvântul Amin este un vechi cuvânt evreiesc, el poate avea mai multe înțelesuri, dar aici se traduce cu așa să fie, sau toate să se facă după cum ne-am rugat și arată încrederea noastră că Dumnezeu ne va da tot ce îi cerem cu credință. Să recapitulăm verbele întâlnite în rugăciunea studiată. Sfințească-se, vie, facă-se, izbăvește, dă-ne, duce, ne iartă, iertăm. Gândiți-vă și discutați cu profesorul vostru despre înțelesul profund al acestor verbe în contextul rugăciunii Tatăl nostru. Ordonați corect fragmentele din rugăciunea Tatăl nostru. Citiți rugăciunea Tatăl nostru. Ordonați corect încă o dată fragmentele din rugăciunea Tatăl nostru.
citiți rugăciunea scrisă corect.